Bună ziua! Am să vă prezint modul de conectare și programare la videointerfonul IP Hikvision, modelul DSKV8113 WME1. Asta este panoul exterior și modelul de interior DSKH6320 WTE1. W-ul ăsta reprezintă că știe și wireless. În general este un interfon IP, adică lucrează cu protocol de internet. Cine se pricepe și cine știe. Are o adresă definită sau poți să o definești chiar tu. O adresă de IP. IP vine de la internet protocol. Bun. Ce avem aici? Aveți un panou exterior și un panou interior video. Așa. Asta, între cele două, comunicația se va face prin protocol de internet, prin cablu LAN. Aveți aici o intrare, o altă intrare. Aceste două pot lucra și conectate direct sau printr-un switch legate la un router. Dacă vreți să aveți, să puteți accesa interfonul de la distanță, să fiți apelați de la distanță, necesită și o conectare directă la internet, printr-un router, bineînțeles. Ok. O să vă prezint o variantă mai simplă, deoarece foarte mulți s-au prins de cap, să zic așa, în ghilimele, cu conectarea și programarea acestor interfoane. Practic, sunt mai sensibile, necesită un pic mai multă știință, dar nu este chiar atât de greu să le conectăm, doar trebuie să avem grijă la legături și la anumite setări. Bun, ca să vă prezint mai pe scurt, avem intrarele care nu le-am conectat. Am să le conectez, dar înainte de toate vreau să vă arăt numai un pic că colegul vorbește la telefon. Așa, avem cablu de exterior pe care îl conectăm. Așa. Să vă prezint cablul de exterior cu care lucrez. Este cablu UTP, FTP, K5E, K6E și cu legătură de alimentare, cu fir de alimentare, da? Inclus. Se pune o mufă RJ45 pe capăt. Da? Avem aici mufa, asta e insertizabilă, da? Am mers pe K5, pe standardul B, scuze, și două fire de alimentare. Acest cablu se poate trage, se poate poza, să zic așa, între unitatea externă și unitatea internă, da? E un cablu de exterior rezistent la intemperii. Noi pe asta îl folosim de obicei, dar este la alegerea dumneavoastră ce cablu folosiți. Oricum vă trebuie cel puțin cablu TP și un cablu de alimentare va trebui, dacă nu pentru cele două posturi, vă trebuie și pentru iala. Iala trebuie alimentată. Bun, haideți să revenim. Eu am să vă fac o testare. Avem aici un page cord normal de internet, care are toată lumea la un router, la un calculator, da? Este un page cord normal. Nu este crossover, deci simulăm că am tras deja un cablu lung, ăsta fiind un cablu scurt, da, să zicem că un cablu lung tras între cele două unități, unul afară, unul exterior. În primul rând trebuie să testăm cablul respectiv, să vedem că legăturile sunt corecte și funcționează. Ăsta este un tester ieftin, probabil că 50 de lei sau 100 de lei, nu știu cum mai face acum, asta e mai vechi. Conectăm un capăt în tester cu
care emite și în celălalt tester care recepționează transmisia, da? Și face testul. Îi comutăm. Trebuie să vedem că fiecare pin 1 la 1, 2 la 2, 3 la 3 corespund. Să nu sară de la 1 la 4 sau de la 3 la 2 sau invers. Toate trebuie să lucreze exact la fel. 1 la 1, 2 la 2, 3 la 3 și să nu am întreruperi. Ceea ce înseamnă că virgulă cablul nostru este bun. Bun. Dacă cablul este bun, trecem la faza de a-l conecta. În capăt îl băgăm, îl introducem, să zic, în unitatea interioară, pe cel capăt în unitatea exterioară. Asta e, cum v-am zis și repet, varianta simplă este ca și cum ar fi stand-alone, adică lucrează panoul exterior cu panoul interior ca și cum n-ar mai trebui un switch, n-ar mai trebui nimic, ele se văd, numai trebuie programate. Deci urmează partea de programare. Asta e varianta simplă. Bun. Avem alimentarea DC 12V, da? Roșu plus, negru minus. Mergem pe un cablu. Îl distribuim aici ca să putem da alimentare și la postul interior. Tot plus la plus, minus la minus. E un cablu roșu și unul roșu cu negru. Negru e minusul, roșu e plus. Bun. A realizat conexiunea de alimentare. Bineînțeles că de aici mergem mai departe la un alimentator. Foarte important. Panou exterior consumă cam 200 de miliamperi. Un singur post de interior consumă cam 350 de miliamperi. Asta e o variantă bună în care n-am pierderi foarte mari pe cablu. Dacă virgulă cablului lung, bine ar fi să prevedeți un amperaj mai mare la alimentator, dar totuși eu vă recomand să mergeți cu un minim 3 A pe alimentator dacă vreți să alimentați și iala din el. Să zicem că iala asta are cam 500 de miliamperi, dar de exemplu ialele astea mai mari, mai butucănoase care vin pe poartă, nu încastrabile, sunt mai mari, au o bobină mai mare, în general consumă cam 2 A, 1 A, 2 A. Plus cele două, deci de la 3 A în sus, vă recomand eu, cam așa pun, de la 3 A, 5 A alimentatorul. Un singur alimentator cu care alimentez tot. Bun, acum iala. Să vă arăt cum iala. Iala este tot pe 12V. Avem partea asta, aici se conectează iala. Avem un strap făcut, pentru că aici avem GND, ground, care e minus. L-am conectat cu un strap la contactul comun a releului, da? Și prin releu, prin contactul normal deschis, normal open, da? Iese un fir și dă comandă la ială. Îi dă comanda de pe minus, pe când plusul, după cum observați, este conectat direct la partea de alimentare a întregului sistem. Deci, când eu dau comandă prin ștrapul respectiv primește GND și de aici iese minus și merge mai departe. Ok, nu legați plusul, vă recomand să legați minusul prin el pentru că am avut și eu niște surprize. Așa și n-aș vrea să nu vă iasă bine instalarea. Interfonul e foarte sensibil, am pățit și eu că la anumite legături care nu sunt corecte, interfonul se resetează sau dacă absorbe prea mult curent și taie din alimentare la interfon, interfonul se resetează singur. Și atunci s-ar putea să nu vă funcționeze. Acum, să trecem la partea de programare. Haideți să îl întorc, să revedeți. Așa. Bun. Avem aici iala panou exterior, panou interior. O să-i dau alimentare să pornească.
Așa, postul interior o să pornească mai repede. Postul interior mai repede, panou exterior mai încet. Ok. Între timp vă explic, avem o cartelă de adăugare carduri. S-a murdărit, nu e problemă. Ok. Deci cu cardul acesta adăugăm cartele cu care se deschide ușa, cum ar fi cartela, un tag de proximitate, să zicem, mifare. O să vă arăt și partea asta. Da? Ok, între timp văd că postul interior a butat. Ok, trebuie să creăm o parolă. O parolă complexă ne cere, altfel nu o să o ia. Băgăm, de exemplu, interfon cu I mare, interfon, ceva caracter special, arond, să zicem. Ok, și 1, 2, 3, 4. Zice că e strong, deci zice că e bună, da? Mai băgăm o dată. Interfon cu I mare, arond, 1, 2, 3, 4. Bun, ok. Acum ne cere să schimbăm limba. Limba implicită e pe engleză, se vede aici sus. Hop. O să dăm mai jos și putem pune limba română. Așa. România. Următorul. Aici o să vedem IP-ul. IP-ul alocat din fabrică este 192.0.0.64. Da? Putem activa DHCP-ul să-i aloce automat routerul ce clasă de IP are routerul să se vadă în rețeaua cu celelalte dispozitive. Sau putem lăsa IP-ul așa, cu o clasă separată față de cea ale celelalte dispozitive. După cum am zis și înainte, ele pot funcționa legate printr-un singur cablu între ele. Și putem aloca la postul interior care merge și wireless, să-i alocăm un alt IP la wireless, să-l conectăm și prin wireless, ca rețeaua wireless să fie în rețeaua cu celelalte dispozitive. Am întâmpinat ceva probleme odată, că fiind astea în aceleași clasă cu celelalte dispozitive, au apărut ceva conflicte de IP și asta a fost metoda de rezolvare. Am lăsat o altă clasă la panou exterior și panou interior pe cablu și le-am conectat pe wireless în altă clasă, în clasa cu celelalte dispozitive, ca să poată ieși și pe internet și să poți accesa interfonul după smartphone, da? Să poată fi apelat prin internet. Bun, mergem la următoarea rubrică. Aici avem numărul etajului, numărul camerei. Bineînțeles că poate rămâne unul, fiind pentru o singură familie. De știut este bine, e bine să știți că pe o singură familie merg până la 6 posturi de interior. Da? Pot fi apelate, se pot apela între ele. Un post interior trebuie să fie master, iar restul slave. Și astfel puteți să comunicați între ele, să intercomunicați. Bun. Mergem la următoarea fază. Aici ne cere să activăm panou exterior ca să poată fi apelat acest dispozitiv de către panou exterior. Se vede aici clasa IP a panou exterior. Ne cere activați. Aici dacă dăm pe rotița de mecanism, ne cere dacă vrem să schimbăm clasa de IP să fie în aceeași clasă cum postul interior. Se vede că aici e 6-5 la sfârșit, postul interior are 6-4 la sfârșit. Lăsăm în aceeași clasă, dăm OK și dăm activați. Astăzi bănuiesc că îi dăm încheiat, a trebuit să
să-l recunoască. S-ar putea ca panoul exterior să ceară să se repornească ca să poată funcționa cu postul interior. Nu știu dacă am să încerc, dacă sună. Da, văd că funcționează, da? Alo, bun, se aude, deschidem. Așa, închidem. Deci conversația s-a realizat. Aici avem vizualizare live. Putem vedea monitorul, intra pe monitorizare. Dacă nu apăsăm pe verde, nu se aude nimic. Putem monitoriza cine e în fața camerei. Așa. Aici putem adăuga camere video suplimentare de supraveghere. Panou exterior și panou interior acceptă cardul de memorie. În caz că sună și nu răspund, probabil că o să memoreze. De obicei lasă o memorie foto, să știi că ai fost căutat. Pot chiar eu să fac o memorie, să arată capturat, să memorez cine sună, fără să răspund. Da? Lasă să sune un pic. Să vedem ce ne apare la istoric. Dacă vrem să lăsăm un mesaj. Opa, a intrat microfonia. Aici mi-apare mesajul că am fost căutat. Stai să văd că apare și ce am vorbit. Se aude numai că, da? Bun, se aude cu microfonie pentru că s-a aproape, n-am cum să le evit. Aici sunt capturile foto, da? Deci este un interfon destul de deștept. Aici mi apare că pot adăuga cardul de memorie, dar nu este, nu vine în pachetul de bază. La fel și wireless-ul, da? Mi apare că nu sunt conectat, pot să-l activez. Și o să-mi apară cine este în zonă, pot să bag parola, să-l conectez la internet. Repet, clasele de IP care sunt introduse pe cablu rămân așa. Aici o să am alt IP wireless cu care o să mă conectez la internet. N-am să intru în detalii deocamdată prin conectare la smartphone, că trebuie să conectez la rețeaua mea și să introduc un soft pe telefon care să integrez cu HeatConnect-ul ca să mă sune pe telefon, dar o să vă mai arăt câteva detalii. Aici se stinge ecranul, da? Pornește înapoi, mai avem setări de bază, cât timp să sune interfonul, cât să țină convorbirea, da? Dacă vreau să fie redirecționat asta în cazul în care avem și mai multe posturi de interior. Volum microfon pe 70%, volum sonor, volum apel, sunet tactil. Dacă îl activăm, o să vedeți că piuie când îl apăs. Răspuns automat. Asta în cazul în care ești la o recepție, ești foarte ocupat și vrei să intre automat cine sună să răspundă, da? Să răspundă dispozitivul. Nu deranjați în cazul în care dormiți. Da? Partea de wireless, partea de setări, aici la configurări. Aici se conectează HeatConnect-ul. Scanezi și îți activezi pe telefonul mobil aplicația ca să poți fi apelat direct pe telefon. Aici, dacă am cardul de memorie introdus, setăm ora, data, resetăm parole, da? Limba. Deci, cam tot ce ai nevoie. E bine de știut că panoul de exterior acceptă două iale sau oială și comanda deschiderii porții auto, de exemplu. Numai acest lucru se activează din alt soft, din softul lui, care o să vă prezint în altă filmare, da?
Vedeți că aici avem o singură ieși, două ieșiri, una e conectată la loc, da? Și mai avem ieșirea 2. Pe ecran nu apare decât o singură ieșire când sună, dar dacă o activez din soft, va apărea ambele. Și voi putea opta care ușă să o deschid, care poartă. Poarta acces auto, poarta ia la... Așa, să revin un pic. Deci, ați văzut că conectarea simplă prin cablu, printr-un singur cablu, o singură alimentare cu un alimentator, repet, să fie mai mare de 3 A ar fi de recomandat. O ială și asta e tot ce ai nevoie, plus carduri. Haideți să vă prezint cardurile. Acest aparat acceptă carduri MIFARE. El are un card cu care vine cardul master. Dacă îl pierdeți, nu mai puteți face altul. Deci să aveți grijă de el. Asta e cardul de învățare, da? Apropiem. Luăm un card MIFARE, da? Dacă îl vedeți. Apropiem. Și la final închidem partea de învățare. Și acum deschidem. Ați văzut? A acționat iala. Timpul probabil e setat 5 secunde. Acest timp poate fi setat mai mic din softul IVMS. Parcă nu? IVMS 4200, nu știu. În fine, asta o să vi-l prezint separat. Deocamdată v-am prezentat cea mai rapidă metodă, metoda simplă cu un singur cablu. Mai deschidem o The dată. door is open. Da? Aparatul funcționează perfect pentru cine nu vrea ceva mai avansat. El știe mai avansat, se poate sta mai avansat, dar vă trebuie laptopul conectat într-o rețea și intrat cu softul pe el. Mai avem metoda să-l conectăm nu direct, putem fără alimentare, dar alimentare oricum vă trebuie la cum îi zice acum, la Switch. ială, la ială. Asta este un switch PoE. Nu văd că e sigilat, e un switch. Haideți să-l desfac. Acum o să... N-aș fi vrut să-l desigilez, dar totul pentru cauză bună. Da, un switch. Un switch de internet, un distribuitor, cum îi se mai spune. Aici se bagă alimentarea. Da? Introduceți partea asta, cum să zic, panou exterior într-o mufă care are alimentare prin mufa respectivă. La fel, monitorul în altă mufă. Iar, cum să zic, coloana o legați la mufa 5. Văd că mufa 5 precis nu are PoE, fiind backbone-ul, coloana, așa îi mai zice, care se leagă în rețea la un router sau ca să comunice. Da? Or, cum v-am promis, vă arat în altă filmare metoda următoare. Vă mulțumesc!